Cele 5 filme de scurt metraj înscrise în concurs au avut ca protagoniști, scenariști și tehnicieni pe elevii de la liceele sucevene, printre care colegiile naționale Ștefan cel Mare din Suceava și Nicu Gane din Vâldiceni, cu titluri sugestive ca În universul pustiu al drogurilor, Amprenta drogurilor, Gândește de două ori, Alege viața sau chiar Vise care ucid. Cele 5 scurt metraje participante în concurs au avut mesaje puternice împotriva consumului de droguri și de plante etnobotanice. Mai mult, tinerii au demonstrat că sunt conștienți asupra răului pe care inhalarea sau injectarea de substanțe interzise îl are asupra propriei persoane și a celor apropiați. Da, în soară, biologia a zis că... Da, trimiteți-l. Poate... Și nu ne-am așteptat. Deci au fost așa pentru noi, colegi. De asemenea, pe lângă mesaj, cele 5 echipe au lucrat la calitatea materialului video înscris în concurs, fie că a fost vorba despre sunet sau imagine. Juriul a punctat criterii ca originalitate, imagine, sunet, scenariu, mesaj, interpretare și creativitate, iar în final s-a realizat clasamentul. Locul 5, Amprenta drogurilor. Locul 4, Alege viața. Locul 3, În universul pustiu al drogurilor. Locul 2, Gândește de două ori, iar pe locul 1 s-a clasat filmul Vise care ucid. Toți participanții au primit diplome și premii din partea sponsorilor. După cum i-ați auzit povestind, unii dintre ei nici nu au avut curajul să participe la concurs inițial și au făcut filmulețe pentru clasa lor, dar iată că au fost încurajați de profesori și au participat la concurs. Cred eu că pentru prima încercare a noastră e o reușită. Cu siguranță vom mai organiza astfel de concursuri pentru a implica un număr cât mai mare tineri. Ce mi-aș fi dorit să fie echipe și din alte orașe. Au fost multe echipe de la Colegiul Național Ștefan cel Mare și o echipă de la Nicu Gane, de la Colegiul Național Nicu Gane din Fălticeni. Sperăm că la celelalte concursuri să avem o participare mai mare și de la alte licee.